mari și bunicuță. Îți urăm o viață lungă, tot mai mulți ani să te ajungă. La mulți ani, mai. Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine ați venit! Hai să aplaudăm o omageată în această zi frumoasă! Este o sărbătoare mare, în care împliniți o vârstă frumoasă, așa, da. De 60 de ani, mulți ani înainte să ajungă și copiii și nepoții și strănepoții la acești ani frumoși și mai mult. Dar cineva, drag sufletului, a făcut o surpriză și, în primul rând, vreau să rămân în acest buchet de trandafir, să vă bucure sufletul, așa. Soțul lui asemănă șampania ca să aibă grijă de oase din această zi frumoasă. Așa, mulțumesc frumos! Cu drag și desigur un coș cu fructe, neapărat să le consumați, să vă țineți tot așa în puteri, cum vă văd, da? Să mai plinim la pânge, așa? Nu, de ce? Pântele sunt vitamine. Iată ce să da, puteți să mai prindeți și la pânticel. Este o tortă în formă de 60, așa, care vârsta dumneavoastră frumoasă, ca să vă înducească sufletele dumneavoastră și cei care să vă înconjoare în această zi minunată. Dar întrebarea, vreau să vă întreb dacă vă dați seama de unde vine surpriza. La cine? La fata mea, cred că e îndepărtată. Care vă lipsește, da, foarte mult, exact. Da. Să știți că este din partea ei și din partea nepoților, da, nepoțelile, nepoții. Și vreau să vă citesc câteva cuvinte din partea fiicei dumneavoastră. Scumpa noastră mamă, bunică și străbunică, uite că a sosit și ziua minunată, nu numai pentru tine, dar și pentru noi. Este ziua ta. Noi din tot sufletul îți mulțumim pentru tot. Mereu ne-ai fost alături și ne-ai învățat de bine. Ne-ai îndrumat spre calea cea dreaptă. Dragă și sfânta mea măicuță, îți mulțumesc pentru ajutorul ce îmi oferi mereu. Mulțumesc că nu m-ai lăsat la greu. Mulțumesc că mi-ai crescut fetițele mele și le-ai oferit toată dragoste și căldura. Să știi că mi este foarte dor de voi și vă duc lipsă. Îmi pare rău că în această zi minunată nu pot fi și eu alături de voi. Să-mi fii mereu sănătoasă și puternică, mereu voioasă și cu zâmbetul pe buze, la mulți ani înainte alături de noi. Dragii mei părinți, sunteți cei mai prețioși ce am pe lumea asta. De la voi am învățat tot ce mai bun, vă iubesc și vă cuprind cu dor. Mulțumim frumos! La mulți ani! Mulțumim! Mare drag, dacă aveți dumneavoastră să-i transmiteți un mic mesaj, un semn de mulțumire. Îi mulțumim frumos de cadou care ne-l-au făcut, îi dorim mult sănătate, o iubim foarte mult, o așteptăm acasă, să vii lângă fetițele ea, trei fetițe care noi le-am crescut din mititele. E ca Viorica. Îi mai fac să arătă bine care îmi prindă la braț. E 6 ani n-avea când s-a dus mama ei. Noi și sănătoasă. Boală cum suntem, dar le-am crescut pe toate. Am ajuns să-mi vadească. Să fie toate. Leamuța. Și Galica este strănepot, adică... Aveți o familie foarte mare care îi dați educație așa, cât părinții nu sunt în depărtare și... Da, mulțumim frumos, mulțumim, le-a dus să cremați sănătate. Mulțumesc, nu mulțumesc, nu mulțumesc, mare drag, că tu bunica merită să-mi sărut pe obraz, da? Sigur! Hai, toate încurajată! Mă rog la Dumnezeu
de când-ți-e greu. La mulți ani, măicuță bună, că tu ești așa de bună și ești plajină cu toți, cu copii și cu nepoți. La mulți ani, măicuță,